Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Suntem și live în momentul acesta și filmăm opening-ul de pe contul secundar. Sincer, am un opening mult mai mare decât pe contul mare, mai puțin că nu am foarte multe iteme la Trophy Road, că nu am 50.000 cât aveam pe contul mare. Dar aici am sezonul 7 full, sezonul 8 full și sezonul 9 până taie 30, unde o putem să luăm și pe Lola și powerpoints-urile astea o să le dăm pe Lola pentru a maxa-o mai rapid. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like, să facem peste 5.000 de like-uri. Suntem și la aici și m-am zis că la 4.000 de like-uri să cumpăr banana search, numai pentru banana aia lui care se face dintr-o dată mare șmecheră și da, înțelegeți voi ce vreau să zic. Nu uitați și de codul mădăi pe show dacă cumva faceți vreo achiziție, pentru că ăsta de aici probabil vor zbura ofertele astea pe contul mare, nu pe contul ăsta. Pe contul ăsta chiar o să fie free to play, să văd în cât timp, probabil doar cu Brawl Pass, în cât timp pot să-l maxez. Dar din ce am făcut calculele noastre, vreo un an și ceva, un an jumate. Da, în fine, hai să dăm drumul. Prima dată o luăm pe Lola, da, fără doar și poate o luăm pe Lola. Să vă arăt șansa și pe episod. Șansa la Lola 02752, ok? Ok. Hai să o luăm. Ei bine, și întrerupem acest videoclip pentru a vă prezenta o nouă surpriză, un nou unboxing. Știți bine că îmi plac foarte mult și probabil și vouă vă plac. Sunt foarte pretențios când vine vorba de acest lucru ce se află aici, așa că o să facem o magie. Cât o să bat din palme, hai să bătem din palme, cât o să bat din palme, o să facem magia astfel încât tot ceea ce se va afla aici o să vină într-o secundă asamblat și tot ce trebuie. Așa că hai să trecem la treabă. Și gata, scaunul a fost asamblat, după cum observați, da, v-ați prins sau poate că nu v-ați prins, este un scaun de la Achilles. Îl testăm și pe acesta să vedem cum este, deocamdată nici acesta nu scârție, dar bine, la început toate sunt așa, dar să sperăm că nu are vreo problemă cu scârțitul. Avem aici, bineînțeles, ca toate cele scaune, toate scaunele, bineînțeles, pe care le-am asamblat, ăsta a fost cel mai rapid, pentru că a venit complet cu astea aici, cu mânerele, ca să zic așa, bineînțeles că sunt ajustabile sus, jos, poți să le faci și în spate sau în față, cum vrei tu. Partea cea mai tare din ce am observat eu e că perina și tot ce are aici și acest scaun este din spumă cu memorie și cumva este mult mai relaxant din această spumă cu memorie. Am și gen salteaua și la fel mi se pare foarte tare, cam așa arată scaunul. Este o culoare destul de interesantă pentru că eu n-am avut astfel de culoare și am zis că bă, hai să schimb, să nu mai au negru sau roșu sau așa mai departe. Da, găsiți link-ul în descriere pentru acest scaun dacă sunteți interesați. Am văzut că sunt reduceri destul de mari la băieții de la Achilles, pe site-ul celor de la Achilles și nu numai la scaune, chiar și la periferice, la căști, mouse-uri și tastaturi și așa mai departe. Cam asta a fost și unboxing-ul, așa că haideți să trecem la episod să nu mai prelungim. Jap, am luat-o. E casă, e frumoasă, e elegantă, cu vulpe aici șmecheră, tot ce trebuie. Stai să pun și ăsta aici ca să fie mai ușor. Gear poate să pice pentru că am făcut Poco upgrade. Power 10, asta mă interesează, faceți-vă neapărat un brawler power 10 să vă pice gear și scrapuri să nu fie degeaba. A venit și misiunea asta cu Lola, o să facem, nu-i problemă. Acum să dăm din sezonul acesta powerpoints-uri avem noi pe aici. Vom da totul în Lola pentru a o face power 9. Să pice Gige și Star Power. Nu o să dăm în nimic altceva. Așa, bun. Ia să vedem iară Power Points-uri aici. E bine, bă, contul ăsta chiar stă bine pe opening. Mult mai bine decât pe contul mare, dar nu înțeleg din ce cauză. Din nou puncte pe Lola. 500, oulala. Ce mă pace, și încă 500? Mamă, vezi că ăsta e sezonul în care erau... Deci, ăsta e sezonul în care erau și sus și jos 500 de Power Points-uri, dar acum... Ce au zis băieții? Bă, ca să fim, și, să fim puțin golani, punem câte 25 aici ca la miloc, ca să nu mai fie locul liber, dar le luăm la final și nu le mai dau 500, le dau 150, brother. Adică să vă dați seama că niciodată nu o să iasă ăștia, nu o să iasă pe plus. Hai să facem noi așa un upgrade pe Lola. Avem power 8, nu e rău, nu cred că o să dau alea punctele, că o să pierd. Să nu neapărat să pierd, că o să-mi dea în plus power 10. Nu știu ce să zic cu aceste 500, parcă le-aș da pe altceva. Și astea o să dau pe Lola ca să fie la limită. Lola e un brawler bun, dar nu știu dacă chiar merită competitiv să o faci un power 10. Eu așa zic. Dar trebuie să pice Gege deocamdată dacă deschidem. Așa, mai luăm și astea 50. Oricum trebuie să le dăm și pe astea în ceva. Și că e Lola, că e orice alt brawler, tot aia e. 50 de puncte. 440.
Paste 40 cu astea 75, 515 și mai dăm încă 50 și aia e, Lola a plecat deja. Gata, bun, mamă, ce bine cu powerpoints-urile astea. Poate să pice Gidget, poate să pice Star Power. Așa, acum, nu știu alea cu 500 pe ce să le dăm. Chiar nu știu pe contul ăsta, oricum am contul full max așa aici. Ai zis că am discutat cu chatul și mare parte, cred că dăm tot pe Lola punctele astea astfel încât să o facem power 10, măcar pe contul ăsta să o testăm. Poate reușim să o jucăm așa, dăm pe contul ăsta și să o facem rank 30 plus, pentru că a văzut că merge bine la teaming. Să o faci, să joci cu ea. Haide să dăm tăticul. Să dăm tăticul la opening, o să începem de aici. 7 iteme, mi-a picat gear token, mamă, 3 din prima, vezi că, mi-a mâncat și jumătate cu data, m-am încheiat. E bine, am început bine cu 3, chiar e de Doamne ajut. Și cu gear care trebuie. Squeak obit. 49, megabox, 6, de ce doar 6 mi-a picat gear? Doamne, aș vrea să văd un 8. Să pice gadget sau star power și să pice așa 8, bam, din megabox. Dar vezi că ne pică de aici, ești nebun? Ok, gear token. E chiar ăla de HP. Gear scrap, gear token damage, nu e rău, și Ellie și cu Jackie. Megabox, 7, nu, o să fie gear token. De viață, bun. Max Rosa Poco 97. Nu uitați și de butonul de like și de subscribe acolo, pentru că o să apareți și pe live, dar totodată și pe episod, ca data trecută, m-am făcut pe contul mare. Megabox 6 item, mamă, vezi că nu prea dă din megabox cum îmi doresc eu. 28. Ok, deci când îți dă 28 și coisuri puține, îți dă și gear token. E cum era înainte cu Brawler. 59, scrap Dynamite Ems. 25 iară. Mamă, vezi că aici e gadget, mâncavaș. Pe când apariu facem 3000 de like-uri rapid dacă e gadget aici? Sau poate chiar Star Power. Sau chiar Star Power, ești nebun, am scăpat ieftin. Am scăpat mult mai bine, pentru că Star Power pică mai greu decât gadgetul. Bun, hai că am făcut rost de Star Power, acum mai trebuie gadget și atât. Bă, aș vrea din Megabox, mă, să fie cu 8 iteme, mă. Pe bune. 120 de coins. Mi-a picat și gear, 7 iteme, gear. 2 de damage, nu e rău. Nu știu ce să pun pe ăla dacă îi fac level 10, să pun de damage sau de scut. Cred că HP are destul de bun HP. Și gata cu sezonul 7. Hai să vedem de jos, de fapt, sezonul 7 de sus. Și că stau bine pe contul ăsta cu boxul, mă, frățioru, mă. 52 de coinsuri, scrap, cole, surge, B. Brock Spike. Mai trebuie decât gadget. Bă, da, greu pică, dacă nu găsim megaboxul, greu pică tokenurile. De gear. Max Rico. 7. Mi-a dat de viață, bă, până acum niciun resistance. Spun greșit sau nu? Stai că trebuie să ne uităm la Poco, asta e ire. Deci avem mamă, niciun rezistent, 6 aici, 6, 6, cred că pe Poco nu ar merit dacă să dai HP, are 5800. Cred că pe Poco, nici nu știu ce ar putea să dai. Să te miști pe Bush, poate. B-box, 47, ia vezi că ne-a dat, mamă, vorbim de rezistent și pica rezistent. Gil Shelly, 44 de coins, scrape-ul Mr. P. Mortis. Mamă, dar vă dați seama, când o să vină, deci dacă mă accesi tot contul și o să vină un brawler nou. Că tu o să fii disperat din prima zi ca să deschizi boxuri, da, să ai gen, să ai tot contul full maxat cu powerpoints-uri. Să fii disperat din prima zi ca să nu mai faci power 9, să faci power 11 și să pui și gear pe el. De să iei gear, să iei star power și două gear-uri să-l faci level 11 din prima zi. Doamne, cum o să fie. Dar până atunci trebuie să bagi frățiorul meu la cocoloși. Da, greu. Sandy Frank Squeak. Nu prea mai da cine știe ce. Hai că a picat aici, Mimir. Bine, hai că din nou de scut. Cred că o să pun de scut de HP pe... sau de damage, poate. 7. Cred că dau un restart fără că dumneavoastră. A picat resistance, nu, clar dăm restart. Vedeți că am revenit, totodată să facem și o incantație corect, corespunzătoare, cum ne place nouă. Hai, Doamne ajută, fără resistance! Leon acolo, B-box, scrap-uri, ho, 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 haide că e bine! Dă HP! Din nou, ia vezi două B-box-uri după altul HP-ul, mâncai aia și restartul lui. Dacă dă iară e casă. Ia uite frăciorul meu, 3, ești nebun și de heal. Ia să vedem 7 iteme de aici și pică cu 3. Ah, cu 2, e bine, bă, e bine, dar vezi că ne dă mult ăsta de HP, foarte mult. Dar bă, n-a picat gadget-ul până acum. Lol, cât am deschis și n-a picat gadget-ul, ferească Dumnezeu, vedeți și voi. Că nu, asta am vrut să văd, 8 iteme, bă. Pentru că e un lucru rar, aici m-a picat gadget. Aici m-a picat gadget, man, e un lucru rar, chestia asta faci doar când îți pică gadget. Sau star power, sau îți lipsește brawler și îți mai pică un gadget pe lângă. 8 iteme nu e rău, îmi place asta cu 8 iteme, nu e rău deloc. Ia să vedem, gear scrap, 3, mamă, e cel mai value megabox. Deci e un Marius Mario de abonare, e cel mai value, bro. Deci e gear token bun, mersul Liliana pentru abonare, e gear token bun. Avem 8 iteme. Dacă ne dă puncte și pe Lola, nu, dar ne dă gadget pe Lola. Sigur că da, și-a maxat-o pe Lola, perfect. De fapt, puteți spune a maxat-o? Pentru că maxat-o nu mai înseamnă power 9, înseamnă power 11, cu gear cu tot. Dar ce mai contează? Important e că avem și pe Lola pe contul ăsta, power 9. Hai să continuăm. 26 de scrap-uri, Edgar Shelly, 7 iteme. Mamă, mi-a picat rezistență, iară mă rupe cu rezistența asta. Și token double, să fim atenți cât facem. Iau, diare, mamă, nu te cred, bro, dau restant dacă mai pică. Vezi că nu e rău. 7 din nou?
Zi-o tot chestii, mamă, nu prea l-am văzut pe ăsta de speed. Pe bune, nu cred că l-am văzut. Înseamnă Marco de follow? De follow, de abonare, mamă, sunt asta cu follow obișnuit de pe trouă. Ia să vedem BB-box, 112-25, Roza, Ash, Edgar. Da, chiar, nu uitați să dați și un follow și pe trouă sau pe Facebook, pe primul e scrie acolo, facem episoade exclusive. Nu, m-aș la mai mult, sincer, m-aș la două. Vă zic eu că de la astea mă sezonul 7 și mai și BB-box-ul la final, v-am zis că te-ai cred că mai mare decât pe cel de pe contul mare. Așa, puncte pe gain. Ăla de damage acolo, Megabox, 7, îmi place când vă sumați. Bine! Vezi că până acum e mai norocos decât contul mare, să nu-l de ochi, cum faci cum e chestia cu tu să nu te de ochi? E bine. Hai să vin la B-box-ul, iau, 51 mâncalea și gurița lor. Poate până ne terminăm pe ăsta facem și noi 3000 de like-uri, zic. Deci mă stăm pentru abonare. Ok, like și subscribe. Mă dă că vă, bă, ești nebun. Ce nu. Shield, bine. 25 de scraper, bază, Jim Piper. B, Sandy, Jackie. Dar cine ăsta aici va pica gear. Bă, ești nebun, dar câte iteme ne-a dat aici, mă, mâncați-și. 4 iteme. Ah, da, 4, da, nu știu de ce credeam că pică 5. Ash, Lunita. 25 scrap BB Squeak. Eu scrap așa. Mă, dar voi vă gândiți că eu practic aș avea conturile ambele acum de la 0. Doar că diferența pe care o va face sunt skinurile de pe contul mare. Recordul de trofee. Gen recordul pe brawler de rank-uri. Nu simt șerif. Pentru că eu practic sunt la 0 și cu asta și cu celălalt. Am plecat de la, nu chiar 0, dar de la power 9 cu toți brawlerii. Diferența o face de cașcaval pe cel mare cam și skinuri și e păcat să nu investesc în ăla. Aș putea atât de bine să încep de la 0 și cu asta, e nebun. Că tot de acolo plecăm. Eu scrap pic colonelul la Spoko. Jesse, Poco, Pam, Token, Doubler. Mr. P. Deja m-am mețit. Hai cu Resistance, vă rotați din gură, că dau restart dacă nu mai pică. Vă că nu mai pică nimic. Nu mai dă niciun gear. Nu mai dă niciun gear, bă, hai să mai dăm un restart. Am revenit. Hai să dăm, să vedem dacă avem noroc din prima. Ok, din prima n-am avut la gear Token. Vezi că s-a cam șmecherii, nu ne mai dă nimic. Din Mi Boxer, Token, Doubler. Vezi că aici este ceva. Puuu! Du-te bă cu rezistensul tău. Cred că la cu rezistensul ar trebui să fie înlocuit, vreo părerea mea. Dar nu cred că prea curând sau nu știu ce o să facă. Opa, două din B-box, ești nebun? Bine, hai că e altceva, măi, altceva. Rares, bine ai venit, Rares. Ia uite din nou. Gear token de damage. Bine ai venit, Alexandru. Ia uite și de viață, vedeți, nu, până acum are statul, ce face? Bine ai venit, Denis, ia uite din nou. Cât am deschis până... Salut, salut, brother. Cât am deschis, brother, până să... Mamă, e clar că startul te ajută. Ia uite, iară, bine. Am să zic iar din nou. Și gata, tăticul cu sezonul 7. Pentru ultima dată când îl vedem, ne luăm adio de la el pentru că trecem la sezonul 8. Și uite ce are tăticul la sezonul 8. Ia uite PowerPoint-ul. Deja din sezonul 8 avem 150 de PowerPoint-uri acolo. Cam puțin e B-box-ul ce drept, că nu prea mă la misiune în sezonul ăsta. Ia să vedem din pe sezonul 7 cum stă cu Token Doubler. 3070 de Token Doubler-uri. Așa. Și pe Brawler 120, 27, 154, pe Poco 157, fii antenă aici. 123, 141, 118, casă, casă, iară casă. Gata, am revenit, știi ce? Până una alta, hai să dăm un upgrade, un upgrade, de fapt, niște puncte, astea 500 în Piper. Vreau ușor, ușor să fac și pe Piper pe contul ăsta. 150 se vor duce în Lola. Ok. 100, tot în Lola, să facem și Power 10. 831, gata, și de cam atâta, da? O să mă duc 125 în Piper. Bines. Și atâta, nu mai am puncte, mamă, frățiule, m-am chelit. Hai să dăm 7 iteme, asta vreau să văd. Au, te avem și un abonat și șmecher rău de tot. Și 3000 de like-uri, let's go! 4K a plecat banana, Serge. Banana. Frankens, ok. 7 din nou. Cai, e mai bine de dea 6. Bine, bun. Hai bine. Nu știu de ce ai pune mă rezistensul ăla. Poate să-l pui pe un brawler, așa. Bine, asta îmi place. Pe Piper o să iau din prima ăla de viață, clar. Pierd token de meci, bine. 6. Leon, Penny, Bicolet, Carl. Doamne, deci mi-e rău că văd. Bine, asta de spie, da. Când văd atât de puține la din nou scut, cu 140 de cuisuri a picat scut lor, deci nu, înseamnă că nu trebuie să dea neapărat puține coinsuri. Ca să spice 7, bine, ca să spice gear. Trebuie să mai dea puncte pe Lola, te rog. Please, ca să pot face și eu. Să fac level 10, mi-a picat puncte pe Mortis, 6. Puncte pe Sandu Ciorbă, Cole Burley. Gata de sus, mamă, dar apisa a dus, vă mâncați. Puține reward urmă sus, puține rău. A trebuit să modifice Brawl Pass-ul, fără Caterinca. Eu sper ca în următorul update și următorul sezon să modifice Brawl Pass-ul să ne dea și nouă niște gear tokenuri, niște scrapuri. Cred că bala apariu că în loc de coinsurile să dea aici, pe când vă pun apariu că în loc de coinsurile să bage tokenul, scrapuri sau ceva de genul. Pentru că n-are cum Brawl Pass-ul la momentul de față, în update-ul ăsta e degeaba. Nu te curajează cu nimic. Resistance, Spam și Nita, eu așa cred că o să schimbe. Bine, la de viață, două chiar, din B-Box. Neapărat, bro, neapărat. Se naște să maxim contul mai rapid. Ba, atunci clar, Brawl Pass-ul ar fi cel mai value pe joc să cumperi. Gear token de viață.
Mr. P. Griff Ems. Bun, Gear Token de viteză. Rarbox Pen Buzz. 42, ia mă să vedem, am făcut pe ăla destul, m-am 881 de... Dă mă și 9, dă-ne și 9, 9 puncte, ești nebun, 7. Shelly Ems, Penny, Obit, uite-te bă și tu frate, bă, păi că sunt alții 51 de dau puncte pe el, normal frate că spică. Pui marți, pui marți spică. Pe ăla. Spică pe bo. Ia, Resistance, forță. Aș da un restart, de ce să mint? În sfârșit, gata. E în regulă. V-am aplicat upgrade-ul. Și a făcut 82.000 de coins-uri, nu e rău. Aici ne gândim după aceea la final cu craft. Pe Piper cum stăm? 786, nu e rău nici pe Piper. 7? No, dau resta, nu se poate, mi-a dat rezistență, nu se poate așa. Haideți că am revenit. Avem B-Box, 79, scrie Mr. Pistu. 80, nimic. Bine la de viață. Hai că parcă altceva în afară de rezistență. Frank, pe m-aș vedea pe Piper, dar nu știu care este șansa să mă pice. Ai, doamne, mi-a dat fai, de că mi-a dat rezistență. Nu știu care sunt șansele ca să pice pe Piper puncte. Și eu nu mai am powerpoint, nu mai am parcă powerpoint-uri de dat, nu? 7? De viață? Bine, ia uite pe Piper, mă, că ești! 20 de puncte, a, nu e prea o. Pe Meg. Dați like, iau! Ce zice acest abonat? Acesta am putut să-l citim. Bine, două de scut, ia zi, și Piper pe aici? A, da, pe bază mă mâncare aici gura mea. Bine că și aici stau bine pe upgrade, pe gold. Gear token de viteză, James tu, Colette. Bine, mamă și cu Piper, vezi că e ce mai bine lui B-Bog, mâncai aici. Două și cu Piper. 124, Lola, nu mă interesează pe Lola de cam dată, până la Paul 11. Viteză? Bă, am zis că mă interesează Lola, ce naiba nu înțelegeți? Știți că nu mai am nevoie de Lola atunci am de aici, nebun. Tipic. Hai să vedem, 25 de scapuri, Jesse, Colonel Ruffs și Frank. Gear token de viteză, Sandy, Colt, Burley, Shelly, Poc. Mamă, mi-a dat pe Poc, hai că mai am nevoie de Poc. Aș vrea sincer să fac și Piper-ul Power 10. De viață, Daryl, Stu. Sandy, Meg. Nu e rău, nu e rău gear-ul acela. 34 pica iar gear, de viteză chiar. Bull, Rico, Squeak. De viteză, Daryl, Colonel Ruffs. De resistance, nu-mi place. Am încălzit bine pe Piper, bine! Am încălzit, bă, frate, bă, la opening-ul ăsta chiar m-am încălzit. 842 pe Piper, hai mă, frățiorul meu. Se poate, te rog eu. Bine și pe ghiul acela de damage. Trebuie acolo, bă, vreo două B-boxuri sau un mega box blană să fice cu puncte pe Piper. Resistance, Rosa, Spike. Ia, bine, bine. N-a fost prea multe, resistance-ul nu-mi place. Lola, Tara, ultimul B-box. Shield, el primul, Frank. Cât mai am, mai am ceva. N-am pe aici, sigur, n-am powerpoint-uri. Ba da, am 125, dacă nu pică pe Piper, dăm cu 125. Asta este ce să facem. Acum o să dăm din trofeul. Scăpăși de trofeul ăsta, 7 iteme. Bine, bă, ești nebun. Cel mai bun gear din joc. Cel mai multe la număr, 3. Forță. Forță, dacă pică și Piper. N-a fost să fie, dar hai. Chiar că era mega box value. Ia, din nou 7. Cu 1 de viață, Se poate chiar să nu pice deloc din mega box gear, că n-are 100% șansă. 7 din nou. 1 de viață. Bine, Piper, dar de când 9 puncte, bă. Din nou pe Piper, hai mă că se poate, 876. 6. Nico Amber. Mamă, acum ne dă numai 6. Token Doubler 400, cred că am făcut vreo 5.000 de Token Doubler. Gear Token de damage, bine, Megams. Gear Token de viteză, Byron, Pam, Edgar, Bibi, Surge. Și Token Doubler din nou. Bine, bă, frățiorul meu, asta vreau să văd. Gata, mă. Avem și pe Piper pe contul ăsta, maxată? Maxată, na, power 10, na, tot mine să zic maxată și nu știu ce cauză. Continuăm să vedem pe ce am mai putea noi să mai dăm un viitor upgrade. Resistance nu-mi place. Un viitor upgrade de... Ia uite și acum cum pică pe Piper. Să vedem ceva ce nu avem pe contul mare, cumva să jucăm în paralel power 10-le ăsta. Poate dacă e nevoie... Da, nu știu dacă pot să-l bag în același club, să-l bag același... Din două conturi în același club să joc în paralel cu cei mai buni brawleri. Gear Token Shield, Bo, Leon, Pam, Nita, Bibi. Sincer, cred că l-aș maxa pe Leon. Maxa, power 10. Gale Edgar, rezistență rupește, dacă mai pică rezistență, du! Restart. Orice fără rezistență, ia. Ia uite. Mui pelisim am restartus. Bro, cum am dat restart, cum a picat 3 gear token shield, cel mai bun gear din joc. Cred că ceva de genul, când deschizi foarte mult, se plictisește super serios de tine. Ori nu-ți mai dă nimic când îți trebuie, gen brawler sau așa de genul. Ori nu-ți mai dă nimic șansă la ei.
Ori la gear tokenuri ceva de genul, hai mă să-i dau și astuia, că deschis prea multe, hai să-i dau ce mai rămâne pe acolo, resturile de rezistență, ești nebun? Asta vreau mă frățiori, nu să văd. Bun, mi-a dat și pe Leon. Tick Spike Loop. Acum mai rămâne decât sezonul acesta și cam atât. Nani's Quick Surge Bow, Mr. P. 88, mi-a dat din nou de scut, atenție mare, mi-a dat din nou de scut, cel mai bun de pe joc. Mi-a dat și o rezistență aici, păi se putea să nu-mi dea. Carl, Rosa, Colonel Ruff, Stu. Bă, și Stu, dar nu prea place mie ca de caracter. Și Stu ar merita abordat. Mamă, iar mi-a dat rezistență, nu se poate și ceva. 62 puncte pe Piper. Mi-a dat 50 pe Piper, că nu mai am nevoie. Bass and Dems. Bă, dar vezi că stau bine pe contul ăsta cu power points, relativ bine. Cred că mai bine decât pe contul mare. Doamne ajută, asta zic. Surger Guard Token Doubler. Coletel Primo. Na, e unul, dar... Da, să fie primit. Mai bine decât rezistență. Bomeg. Lumister P, B-Box. Nani Sprout. Iar mi-a picat rezistență, nu se poate și ceva. Byron M. Scraubă și M's ar merita, sincer, cu upgrade. Fără ca trincă, că și M's e un brawler bun. Mita, 400 token doubler, frumos. Bă, din Brawlbox nu prea ne-a picat gear. Cred că un Brawlbox ne-a dat cu gear. Edgar Sprout. Crow, token doubler, frumos. Sandy, mă, și pe Sandy stau bine cu powerpoints-ul. Nicolu Leon. 6, ah, ultimul Megabox. Mortis, Lolas, Tu, Dynamite, Search. Da, cam asta a fost opening-ul. Ia să vedem noi punctele astea pe ce am putea să le dăm. Deci am avea așa, așa, M's ar fi o posibilitate bună. How, how, mau, how. Dar nu, eu din toate astea voi alege Leonul, pentru că sincer încă îmi place. 536 am. Și cam asta e, bun. În concluzie, avem token doubler. 6670 de token doubler. Atenție mare de tot, cât trebuie să cumperi token doubler. Bă, dar oferta de token doubler nu mai e pe shop. A, ba da, asta e, cu 40. Deci ne-am scos așa de gemuri 40. Vreo 240 de gemuri ne-am scos cu token doubler. Aproape 250-260 de gemuri pe acolo de token. O să mai fac eu misiunea asta de aici, cu siguranță să joc. În concluzie, cam asta a fost opening-ul pe contul secundar. Am reușit să fac Piper. Hai să dăm și gear-uri neapărat. Deci, 89.855 am coins-uri în total. La gear-uri stăm în felul următor. 21 cu 23 cu 18 cu 25 cu 28. Cum ne cum iau, uite cât mi-a dat la rezistență, frate, că am trecut peste celelalte. Hai să dăm prima și prima la Piper de HP, că e păcat ca să nu dăm HP pe Piper. Are nevoie de HP Piper. Shield, bam. De ce să este, da? Shield, shield, bam. Mi-a zis acolo și pe gata, mă, shield, gata, știu, frățioara mea. Frățioara sau surioara. Și bam. Acum, Piper are o viață de vreo 4080, nu? 4080 am viață, ceea ce nu e rău, de la 3360. Deci am făcut upgrade de gear pe Piper, așa. Sincer, la momentul de față, pe Lola nu aș avea nevoie de HP, la cât HP are. 5500 e ok, decent. Cred că o să dau de extra damage. Eu așa consider, că e bine, stă bine pe damage și un extra damage în plus nu strică când e low HP. Mai ales că are și clona care o mai apără așa și dai gadgetul. Așa că eu văd foarte bine de extra damage când e sub 50%, jap. Bam. Bam. Și gata, a plecat și levelul 3. Și mai avem pe Poco, care aici rămâne de gândit. Că viața nu cred că merită, că Poco tot timpul trebuie să stea în viață continuă, adică în heal. Nici ăsta de extra damage când e sub 50%, pentru că la fel el, pe cât se poate de mult, își dă heal să rămână în viață. Și își dă heal lui și colegilor săi, își mai dă și gadgetul de heal. Și nu rămâne mai niciodată sub 50%. În concluzie, pe Poco o să punem ca să fie mai tanky. Nu o să pun de viteză pe Bush, pentru că nu-l ajută foarte mult. Asta, niciun caz. O să pun de scut. Pentru că avem de unde să punem de ăsta de scut, avem ăstea. O să dau așa, jap, jap și mai dăm încă o dată, asta este tot ceea ce am putut și aici pe Poco are o HP de 5800, 6000, mamă, 6400 HP pe Poco, păreri. Ok, cam asta a fost episodul aici, o să jucăm cu Lola, probabil o să fac un episod separat în care jucăm cu Lola și o testăm să vedem cu Power 10 și cu Gear, cum rupem boții ăia în două. E clar, o să jucăm cu boții destul de mult. Și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. O să vină mai multe oferte pe contul mare, pentru că o să băgăm gemurile la puternice. Deja găul, vedeți că este pus aici și dăm moderator plus ad pentru cei care o să dea acolo jos să participe la maxarea contului. Și cu toate astea ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe!